Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, astăzi, cum am promis acum vreo 2 luni de zile aproximativ, vom face tratamentele, vom prepara tratamentele cu acid oxalic pe benzi. Benzile le-am băgat deja aici în găleată, le-am înghesuit bine, deci așa trebuie să arate. Aproximativ 80 de benzi. Sunt lavete tăiate în două și sunt din celuloză. Aia este important. Bun, pe lângă el ce mai avem nevoie, ceea ce zic eu că este important, adică fără asta nu ne apucăm de lucru. Acesta este un termometru digital. De ce nu ne apucăm de lucru fără el? Fiindcă după ce voi adăuga ingredientele și le punem la încălzit, va trebui la 70 de grade să luăm de pe foc. Nu mai mult, nu mai puțin. 70-71 de grade. Dacă a depășit, deja nu mai e chiar bine. Bun, hai să trecem la treabă, să începem să adăugăm ingredientele. Aici o să vă arăt oala exact ca să vedeți cum procedez. Iată, aici avem acid oxalic. Acesta este. Unii îl cunosc, nu e nicio problemă. El e în starea asta beton, adică este închegat. Desfacem. Prima dată începem cu acid oxalic când punem. Foarte bine sigilat. Nu stăm mult la discuții cu el. Îl băgăm direct în oală. Închidem. Asta nu-l mai folosim. Și venim și cu glicerina. E glicerina alimentară de 99%. Facem și adăugăm și glicerina. E un preparat așa interesant, dar e un preparat chimic pentru a neutraliza acizii folosiți sodă de bicarbonat sau bicarbonat de sodiu. Neutralizează acidul foarte bine și în caz că lucrați cu acid, să aveți la îndemână apă cu bicarbonat de sodiu. Și pentru a spăla oala, ustensilele cu care lucrați, folosiți tot bicarbonat de sodiu. Bun. Cam așa arată. Mergem la aragaz. Punem pe aragaz. Astea am terminat. Astea merg la reciclat. Îl punem acum pe aragaz. Așa, acum se va vedea exact. Bun.
Se va vedea exact cum voi intra aici, dăm foc, aprindem focul. Venim cu o lingură de lemn și amestecăm aici, să se fie bine amestecat. Vedeți, folosesc o oală foarte înaltă. Nu ne riscăm cu oale mici, deci minim, deci dacă lucrați cu 1 kg de acid și 1 kg de glicerină alimentară, atunci folosiți o oală de 10 litri pentru a lucra în siguranță. A lucra în siguranță, să nu vă stropiți, să nu intrați în contact cu acidul. Acest lucru este cel mai important, să nu intrați în contact cu acidul. Acum rețeta e foarte simplă, adică 1 litru kil pe kil, adică 1 kg de acid, 1 litru de glicerină, pui pe foc, o pui să se încălzească, să se încălzească, că nu cred că fierbe la 70 de grade. După care torn peste lavetele respective și până mâine sau în câteva ore după ce se răcește, deja se poate utiliza. Voi reveni când e gata, când va fi gata. Începe să fiarbă și vom turna peste lavetele respective. Iată, am instalat și sonda pentru temperatură. Lichidul s-a omogenizat. Iar acum măsurăm temperatura. O să vă arăt și ceasul mai de aproape, așa. Aici avem ceasul, el e setat la 71 de grade Celsius. Când va ajunge la 71 de grade, va începe să fluiere, să facă gălăgie, mai bine zis. Și probabil erați curios de lavete. Asta este important și am să vi le arăt. Deci important este, uite așa arată ele, din câte 3 îmbalate și au dimensiunea de, vă zic și dimensiunea, pe fiecare lavetă. E de 18 pe 15 cm, care vor fi tăiate în două. Eu le tai cu foarfeca perfect în două. Important e să fie din celuloză. Asta este cel mai important. Ele absorbă, să zic așa, cât și absorbe. Folosesc 40 de bucăți la 2 litri de lichid. Deci absorbe 50 de mililitri de lichid. Și vine aproximativ 25 de grame de oxalic o astfel de lavetă. Bun, acum așteptăm să înceapă să fluieră. A început ceasul să facă gălăgie, înseamnă că lichidul e gata. Oprim focul. Oprim gălăgia asta. Dacă știm cum. Așa. Scoatem ustensilele din
goală. Punem. Sunt ustensilele scoate, scoatem și sonda. Toate ustensilele cu care lucrați trebuie neutralizate cu bicarbonat de sodiu. Cu apă cu bicarbonat de sodiu. Și acum avem lichidul. Zici că e apă. Și turnăm frumos peste lavete. Turnăm încet. Încerc să nu vă stropiți. Și cam asta e toată treaba. Benzile cu acid oxalic sunt gata. Punem capacul la găleată, coala punem la neutralizat cu bicarbonat de sodiu. Și cam asta este. Și cam asta este cu tratamentul. Până data viitoare, numai bine. Dacă aveți ceva întrebări, lăsați la comentariu. Dacă v-a plăcut, un like și numai bine. Până data viitoare.